Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului 1 la 1 cu Mircea Meșter. Suntem aici datorită celor de la Toyota, partenerii COSR și partenerii Comitetului Internațional Olimpic și am un invitat special. Unul dintre cei mai mari gimnaști ai României, dacă nu cel mai mare, dar nu îți spun întrebarea asta, o să vedem după Marian. Un tip care pentru care gimnastica a fost și este viață de la 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani? 7 ani și jumătate. 7 ani și jumătate. Te salut, Mircea, și mulțumesc pentru Marianne. invitație. Mă bucur să mă aflu aici. Am luat cu vorba. Vorbei de special, să știi că cu toții suntem speciali în felul nostru, cu toții avem o doză de talent în noi către un domeniu anume. Eu am fost mai norocos că mi-am descoperit acest talent la o vârstă foarte, foarte fragedă, de la 7 ani. Da, dar pe de altă parte, acum asta faci, descoperi talente. Apropo de chestia asta, deci tu duci mai departe ce ai învățat și încerci să descoperi Mariani Drăgulescu noi. Se poate? Se mai poate în România? Uh, se mai poate, da. De ce nu? Marian Drăgulescu este ownerul unei academii care îi poartă numele și, pe de altă parte, antrenezi și separat, nu, din ce știu eu. Uh, antrenez în alta performanță la Clubul Steaua. Ok. Și de, de un an de zile, iată, în perioada asta am făcut un an de zile de activitate, am deschis Academia Marian Drăgulescu, o academie de gimnastică. Undeva unde, în Vitan? În Vitan, uh -huh. ca zonă Bobocica, pe uh -huh. ce din București, sector 3, unde lucrăm cu copii cu vârste cuprise între 3 și 12 ani în momentul de față. Uh, invităm la noi pentru inițiere în gimnastică, pentru stil de viață sănătos dar îi pregătim și pentru o performanță, atât în gimnastică, cât și în alte discipline sportive. La noi mai vin copii care mai practică și alte discipline sportive pentru a și îmbunătăți uh, mobilitatea, coordonarea și așa mai departe. Gimnastica stă așa la baza tuturor disciplinelor da, sportive la stuflet, și pleacă de acolo. Uh, da. Încercăm să-i atragem prin joacă, să se dezvolte, să se să, să autodepășească și lucrurile merg bine. Uite, de un an de zile avem 380 de copii deja. Copiii sunt fericiți, părinții, angajații noștri, toată lumea e ok. Marian Drăgulescu, multiplu campion european la gimnastică, multiplu campion mondial la gimnastică triplu medaliat la Jocurile Olimpice la gimnastică și multe altele le-am le pus pe cele mai importante aici uh, maestru emerit al sportului nu știu, cred că aș putea vorbi jumătate de oră până că de asta am tot vorbit înainte să te salut dar Marian Drăgulescu, mulțumesc că ești aici Cule. Astăzi vorbim despre tine ai mai vorbit despre tine uh, tu știi povestea poate că sunt oameni care nu știu și mi-ar plăcea că astăzi să intrăm un pic în, în povestea ta din mai multe perspective, una fiind, și îmi place să vorbesc despre treaba asta, faptul că locul întâi, cel pe care toți sportivii și-l doresc și care e targetul ținta tuturor, nu e neapărat singurul rezultat pe care un sportiv poate să-l aibă în sport. Tu ai trecut pe lângă locul întâi, pe lângă medalia de aur la Jocurile Olimpice de atâtea ori, cel puțin de două ori ai fost la o săritură distanță, vorbim imediat despre asta. Dar aș vrea ca oamenii să rămână după această discuție în cu ideea în minte că un participant la Jocurile Olimpice este deja un campion, un medaliat la Jocurile Olimpice este deja uh, demn de toate laudele pe care le putem aduce după patru ani de muncă, știi foarte bine asta, și că medalia de aur este câștigată de un singur om de pe planeta asta. Uneori iese, ție ți a ieșit de atâtea ori la campionate mondial de 8 ori, dacă nu mă înșel, da, da. de 10 ori la campionate european, la jocul lui ce n-a ieșit, dar asta pentru că s-a întâmplat să nu iasă. Dar ai fost foarte aproape Mi și... Mi-a dat da. în, 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 altă parte mai multe lucruri am primit. A venit nu, la nu le putem part. avea pe toate. E, da, bine, pe de altă parte mai avem. Avem numele nostru rămas în istoria gimnasticii, pentru că există o săritură cu numele tău pe care o știm foarte bine. A fost, a fost aproape să mai existe una, nu? E, da, și mai nasoală decât asta? Da, mai bine cotată, mai dificilă, în schimb, nu mi-a mai permis, nu știu, sănătatea, înaintarea în vârstă. În 1999, la Arthur Gander Memorial în Elveția, ai prezentat drăgulescu. Mă rog, drăgulescu a prezentat Drăgulescu. A fost săritura care te-a făcut celebru, pe care ai repetat-o de atâtea ori, cu atât de mult succes. Și acum eu am vorbit. Asta a fost. Am o săptămână în care am podcasturi cu mulți zimnești. Ieri am vorbit cu Andrei Muntean, care și el are un element, ceva mai simplu, bineînțeles, la paralele. Și ar vrea să vorbesc cu tine despre cum ajungi la un element care îți poartă numele. Îți vine așa sau e o muncă în spate, o, o, un proces de gândire? Cum a fost atunci? Uh, a venit tu erai foarte tânăr. Nevoie, 19 ani. Era exact. primul meu an de seniorat. Uh -huh. Eram foarte tânăr, venisem după. Uh, un campionat european la junior, unde participasem pentru prima dată și uh, mă întorsesem acasă cu patru medalii. Și am zis, wow, eu sunt cel mai tare din parcarea. Și până când am trecut la seniorat, nu m-am lipit de nicio medalie până spre finalul anului și am avut un moment în care am zis, Bă, eu nu sunt bun, eu am fost bun la junior, la senior nu sunt bun și... Nu știu dacă o să mai stau mult pe aici. Serios? Ai avut asta? Da. Okay. Adică eram, știam că sunt bun așa, numai că nu prea reușeam să demonstrez. Și mai ales la sărituri, aveam o, una dintre sărituri, deși era de dificultate maximă, aveam probleme cu el atrizare. Da, de fiecare dată. În competiții, din cauza emoțiilor, adrenaline și așa mai departe, nu reușeam deloc să la o stăpânesc. La întreamente ieșea. La întreamente ieșea. În competiții mai puțin. Și așa mi-a venit ideea de a uh, încerca, de aici a plecat să văd aterizarea. Adică să adaug ceva la săritura aia, astfel încât să pot să văd aterizarea ca să nu mai ratez, să nu okay. mai Și așa a venit dintr o nevoie, nu m-am gândit eu uh, că adică fost vreau eu să că... inventez, e și greu așa. Nu venit dintr o nevoie, multe chestii în viață. Le facem dintr-o nevoie, și este ceva extraordinar. Inclusiv cum am ajuns eu la gimnastică, nu am căutat, eu nu știam cu ce se mănâncă acest sport. Gimnastica am a găsit pe mine, eram la școală, și un antrenor a venit la mine în clasă, la noi în clasă, și am fost printre cei 4-5 copii care au fost invitați la sala de gimnastică. Ne-am pus să facem câteva exerciții chiar acolo în, în clasă. Uh, nu știu, din câte mi-aduc aminte, ne-a pus să sărim să vadă dacă avem detentă, uh -huh. ne-a pus să ne aplecăm în față să vadă dacă avem mobilitate și, bineînțeles, trebuia să fim și așa mai subțirei, mai scunzi ca să fim uh, cât mai potriviți pentru acest sport. Deci și în gimnastică am ajuns tot uh, dintr-o coincidență sau nu știu, universul ne. cumva m-a da, găsit. Momentul în care am exact. fost acolo ai fost și tu acolo. La fel a apărut și certura Răgăscu, dintr-o nevoie dar iată că a fost uh, săritura care mi-a adus cele mai multe satisfacții de-a lungul anilor. Săritura ta înseamnă, acum o să te rog să o traduci pe limba oamenilor care da, se uită la televizor la pa, pa o să încerc eu să spun și pe limba noastră, ăștia care vă vedem la televizor, în comentariu, și încercăm să înțelegem ce faceți voi acolo. În cât durează o secundă? Toată nebunia? Cred că. Te învârți de trei ori și da. la final ai o jumătate de rotire și te întorci cu fața spre masa de sus. Asta da. e, nu? Asta. și aterizezi. Trei tumbe, trei tumbe și înainte. un, un jumătate de șurub, cum îi ziceți voi. Da, 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 da. Nu? Bun. După care, la noua în distanță, ai încercat să dezvolți Drăgulescu 2. Care ce însemna? Adică să mai adaug încă o jumătate de întoarcere. Nu m-avantajea foarte bine la nivel de aterizare, era mult mai greu de stăpânit aterizarea, dar creștea nota de plecare a săriturii. Dificultate. Dificultate. Mm -hmm. Și asta însemna să te învârți de trei ori și, pe o dată, complet rotire până la final. Da. Deci, tot timpul mi-am dorit să am cele mai uh, dificile exerciții și elemente în gimnastică. De ce? Pentru așa am simțit eu nevoia Pentru că nu am fost niciodată Un sportiv foarte Tehnic și foarte elegant Mulți sportivi câștigau La nota finală Prin această eleganță Prin această artistic. ținută Făceau cât mai multe greșeli tehnice Și așa mai departe Ei, Eu n-am putut să fac chestia asta Și atunci am mers în direcția asta Ok mie îmi scade multe zecimi încă nu, nu sunt uh, nu executată de corect și cu, cu, cu o ținută foarte bună asta înseamnă că trebuie să am uh, o notă cât mai mare de plecare să aibă de unde să îmi scadă astfel încât asta. să ies pe locul întâi după ce -mi... și tot timpul asta, de asta am și vrut uh, să inventez cea de-a doua săritură uh, ca să fiu cumva iarăși peste peste și unde s-a oprit ceilalți? la a doua săritură? La, știu, -a știu că, știu că ai, ai spus la un moment dat că vrei să o dezvolți, ai și introdus-o, ai prezentat-o? Nu, n-am prezentat-o niciodată, am prezentat-o pe YouTube, în, pe canalul meu de YouTube în <laughs> timpul antrenamentelor, dar am, 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 am avut o perioadă destul de lungă în care am avut anumite dureri de spate și chestia asta m-a oprit din, din pregătire. E, e, e așa, ceva etapizat crește în formă, în viteză, în explozie, în înălțime, în tot ce ține de săritură, treptat. Adică o, o săptămână lucrez uh, anumite uh, lucruri din anumite părți din săritură. Urmează încă o săptămână, crește un pic nivelul, încă o lună. Eh, când ajungeam pe punctul în care uh, acolo trebuia să execut cât mai multe. Numere, de, de cât mai uh, multe ori la nivelul ăla, atunci apăreau durerile de spate și trebuia să iau o pauză, și mă de a iarăși cu pregătirea, și iară trebuia să iau de jos, să ajung la nivelul ăla, să pot să le repede mai multe ori. Și am făcut uh, chestia Ciclul asta de vreo, ăsta. câteva ori până când mi-am dat seama, n -n, la modul ăsta nu. Crezi că dacă încercați să dezvolți drăgăgălesc cu doi din prima, uh, era mai bine? Era mai. Crezi că se schimba ceva la nivelul, nu știu, carierei, medalilor, premiilor? Nu, cred că așa a fost să fie, pentru că până la urmă execuția contează extraordinar de mult. Și asta mi-a oferit mie șansa să am o stabilitate în aterizare foarte bună, astfel încât să câștig și prin execuție, nu numai prin dificultatea execuției. Marian, Marian Drăgulescu, noi l-am cunoscut pentru extraordinarele sale exerciții la sol și la sărituri. Astea au fost cele două aparate la care tu ai excelat. Cele, de fapt, din cele 8 titluri mondiale pe care le-ai, patru la sarituri, 40 la sol. Le-ai împărțit frumos ca să nu mm -hmm. se certe între ele. Ce vreau să spun este că tot de aceste două aparate, sol și la sărituri, se leagă și performanțele tale olimpice, Jocurile Olimpice de la Atena cele trei medalii pe care le-ai câștigat acolo. Acum mi-am spus că tu ai fost de două ori foarte aproape de aur olimpic dar de fapt ai fost de trei ori. Pentru că atunci când ai luat argintul la Atena, la Sol, tu ai avut același punctaj cu omul care a luat aurul. Da, Cu așa. Kyle Shufelt, da, da, da. canadian. Uh, 9-7-8-7, că ca pe vremea aia încă înțelegeam și noi punctajul. 787 era. era ca Boeing-ul, alea făceam noi, exact. în nușto, că de-aia făceam glume, uh, pentru că de-aia s-a schimbat și uh, notele la gimnastică, okay. pentru că devenisem atât de apropiați ca și valoare și ca și execuții, în, încât de 10 sportivi luau 787 și era greu să mai departajezi. Și atunci s-a dat drumul la libertatea de a face ce elemente vrei tu, cât de dificile poți... Astfel încât să poată fi departajarea mai, mai bună. Dar spune-ne de ce, atunci când ați avut același punctaj, practic, tu ai fost pe 2 și el pe 1? A fost o departajare la un moment dat. A fost o departajare la Olimpiad, de la Jocul Olimpice, nu se oferă egalitate la gimnastică la noi, iar criteriul de departajare a fost: îi avantajează pe aceia care. Uh, primesc o notă mai bună la execuție. Adică greșel mai dăm. puțin. Exact A, ce, okay. la ce nu sunt eu bună. <laughs> da. Dar, pe de altă parte, uh, la sărituri, <coughs> unde tu ai luat bronz și ai mai luat un bronz cu echipa, ce vremuri. Era bine da, gimnastica masculină atunci. Da. Încă acolo am era pierdut. Bine. Mă rog, am pierdut. Da, uite, vedeți, Am pierdut aurul la sărituri. Da, la săritură ai luat 90 prima săritură, e aproape vezi, perfect. Vezi cum zic oamenii, a pierdut aur. Da. Am, Aici, am câștigat asta, asta, e, asta e discuția, vezi? Așa deci, e, da. Deci, Marian Rădrăgulescu sare prima săritură, Drăgulescu. Perfect, 990. 990. Un arbitru sau doi arbitri deci, și nota 10. De ce nu ți-au dat 10 ăștia? Mm. ce au văzut? Nu știu. domne, no, e prea scundă asta. Oricum, a fost o săritură care... 990. Sunt mândru, la și Ce s-a întâmplat în a doua? De ce nu de ce ai venit cu bronzul? De și ce nu s-a luat aurul, că, că în teorie era simplu. Câștigasem medalia de argint, la sol câștigasem bronzul cu echipa. Și am avut cred că vreo 5 zile o săptămână, 7 zile acolo să pregătesc finala de la sărituri. Și cum deja câștigasem argint și bronz, am zis merită să risc să mă lupt pentru aur la sărituri. La momentul respectiv erau 4 uh, gimnaști, din finală care aveau sărituri mai bine cotate decât ale mele. Ok. Și atunci am zis să risc să adaug și eu, lucram o săritură mai puțin mai dificilă încă de acasă, dar încă nu uh, prezentasem un concurs, nu inventată de mine, ci deja făcut. E, și în toată perioada aia, eu am repetat săritura aia mai dificilă. Dar erau șanse vreo 50% să measă, 50% să nu measă. Ei, și am fost, mi se pare că al cincilea sau al șaselea, sportiv din finală. Și toți cei patru gimnași care aveau notă de plecare mai mare decât, decât uh, mele, au greșit, au ratat. Și atunci -am, -am, fost nevoit să aleg între a face sărtura care avea un risc de 50% greșeală, sau de a merge pe varianta mai simplă, care o sărisem deja, dar nu mai repetasem. A, și deci atunci, a fost lipsa repetiției. Da, da, da. A, și o, se și amesteca un pic tehnicele. Că uh, aia uh, care era cu un grad mai mare de risc, uh, trebuia să opresc rotația la, la săritura respectivă. Să oprez piciorul aici. La cealaltă mai simplă trebuia să dau piciorul mai tare. Și de frică, uh, de frică să nu opresc piciorul la săritură, l-am dat prea tare peste. La aia simplă pe care nici nu o mai repetasem de mult și... N-am mai avut controlul săriturii, m-am învârtit așa în vrie, cum s ar zice. Și, ai și căzut. Eu din aer mi-am dat seama că ceva e, nu e, e în regulă și că, din păcate, nu mai am șansă. Da. În fine, s-a luat bronzul. -a, s -a, luat f -a. F a fost ceva cu. s-au supărat din Canada pe bronzul a fost o discuție. Da, acolo, da, da, da. Dacă nu mă înșel, s-a luat bronzul. E bine, astea sunt cele trei medalii pe care le-ai luat la Atena, da, un argint, două de bronz, felicitări, da, <laughs> încă o dată. a mai fost a vreme. A, a, și a... O dată la, le, la egalitate pe locul 3 la Rio știu, de Janeiro. Știu, asta vreau da. să ajung și aici, la Săcii cu Kenzo Rai. Da, da, da. Și a fost da. la fel, încă da. o dată, un tie-break, sau cum se numește, da, de da, da. O departajare unde tu ai fost dezavantajat, tot așa? Da, eu am da tot așa. Tot pe artistic. Tot pe execuție, da. Da, final la săritură, egalitate de puncte cu medalia de bronz, cu japonezul. Da. Tu ai rămas preocupat. a fost să fie. Chiar n a fost să fie. Bun, da. dar uh, jocul și de la Beijing, de 2008. Din nou, să repetă aceeași poveste, ca la Atena. Uh. Prima săritură aproape perfectă. Aici nu mai era până la 10, uh. că s-a schimbat uh. punctajul. 16 pe 800. Atât ai primit pe prima săritură. A doua, la fel. S-a întâmplat altceva? Uh. Da, nu știu exact. Cred că emoțiile, cred că nu știu, aveam o perioadă atunci și acasă, am avut o situație mai delicată. Fetița noastră am descoperit că are niște probleme de sănătate. A fost așa, o în perioada de pregătire, mi se pare că am avut parte și de niște accidentări care m-au ținut în pregătire. Au, au fost așa un, o, să zic așa, mai, de factori. exact. Și când lucrurile nu ceva, nu știu, există ceva negativ în, în jurul pregătirii, atunci nici nu prea se leagă lucrurile, să zic așa. Uh, ce vreau să spun este că în mintea noastră, sau a celor care au urmărit exercițiile tale, ți au urmărit cariera și așa mai departe, aceste trei medalii, care sunt argint și două de bronz la Jocurile Olimpice, sunt, uh, cum să spun, o mică parte din. Potențialul pe care l-ai demonstrat de atâtea ori, știm foarte bine, campionate mondiale europene, și că, de fapt, cumva ar trebui ca cineva să ți ofere o medalie de aur la Jocurile Olimpice, chiar și onorifică, dacă vrei, că la Mi-a oferit. Pentru că ai fost acolo. că Andrei Răducân. Exact. Din aur. Ai și, văzut? Lui, și lui Marțuzi, că tot așa. Iată. E, mă rog, glumim. Ideea <laughs> e în felul următor, dar Să știi că multă lume pune campionul, campionul, domne, că tu. De, nici mie nu mi-au ieșit toate. Și eu am ratat de o grămadă de ori, și de multe ori am ratat acolo unde mi-am dorit cel mai mult să-mi iasă, și nu mi-a ieșit. Ideea e că n-am renunțat și au trecut ani și în lupta asta mea am adunat ceva în tolbă, o, da. ceva medalii, și uite acum la după ce am tras linie, după ce m-am retras din activitate, sunt recunoscător că am mers pe drumul ăsta. Apropo de asta, de retras de activitate, că vorbeam înainte de emisiune, tu ți-ai anunțat retragerea din gimnastică de patru ori, nu de trei ori. Trei ori, trei ori. 2004, 2008, 2012, din 4 în patru ani, ca A, jocul Tu mi-ai deschis așa ochii okay, <laughs> să-mi dau seama că, într-adevăr, din 4 în patru ani am vrut să mă retrag. Am calculat eu, fii atent, dacă te-ai fi retras în 2004, atunci prima dată când s a trecut ție prin cap să faci A, Cât ai și pierdut. Da, <laughs> Ai calculat vreodată? Nu. Hai că-ți spun eu. Deci ai fi ratat 5 medalii de campion mondial, 2 de campion european, plus una de argint vicecampion mondial și două de 5 de vicecampion european. Așa da. că bine ai făcut, bine ai făcut că ai, ai ținut-o sus, pentru că cumva tu de fiată după ce ai anunțat că te retragi, ai revenit cu un rezultat remarcabil. Nu care a revenit să vezi ce se întâmplă, ai revenit cu un rezultat absolut remarcabil. Și uh, îți aduc aminte doar faptul că, uite, la jocurile, stai, stai puțin, că spunem, în 2004 la Ljubljana, fix înainte să te retragi, prima dată, ai luat patru medalii de aur. Și ai, ai egalat-o pe Nadia, practic. Că singurul care a reușit treaba asta a fost Nadia Comuneci singur sportiv. săritur sol individual compus și echipă. După care, după ce ai revenit de la, din retragerea în 2008, da, ai continuat să ai rezultate foarte, foarte bune în gimnastică. La fel, 2012, ai continuat să ai rezultate foarte bune în gimnastică, implicit medalii noi la, la campionate europene, așa mai departe. Și vreau să te întreb, că nu putea să te întrebe nimeni atunci, de ce, de, adică de ce ai simțit nevoia de a te retrage? Că e interesant, tu potențial aveai, era clar că erai bun la ce faci. De unde a trigătul în, în 2014, spre exemplu, m-am retras pentru că am crezut că uh, uh, mi se oferă o oportunitate de a merge în America și okay. de a mă stabili acolo mă gândeam că în gimnastică, la momentul respectiv, mă gândeam că am făcut cam tot. La momentul respectiv am zis, domnule, ce altceva mai pot să fac în gimnastică? Medalii europene aveam, mondiale aveam, aveam și medalii la Jocul Olimpic, zic. Și vârsta, la momentul respectiv, 24 de ani, 25, era cam vârsta de retragere, hai, 26, 27 pe acolo. Îți Scuze, spune Marian, care a făcut gimnastică până la a fost la Jugroului Mici la 40. Da. da deci, okay. așa a fost. Da, m-am retras în 2004, dar m-am retras, cât să zic, câteva luni. Uh -huh. Am plecat în America, am fost în America, m-am întâlnit acolo cu doi foști mari gimnaști, Teodor Ungureanu și Am antrenat o perioadă și la sala lor în America și ei m-au ajutat să, să iau o decizie privința. De revenirii. Uh, revenirii și a ceea ce vreau eu să fac dacă mai ți-a spus, băi, tu mai ai benzină, rezervor, ce facem aici, Exact, cred că mi-a spus exact ce vreau să aud sau pe limba mea. Mi-a zis că America nu va pleca nicăieri, va rămâne acolo și bă, peste 10 ani și peste 100 de ani. Că el, ei văd în mine că încă mai am potențial. M-au întrebat și dacă în continuare îmi place gimnastica, Am zis că da. M-a întrebat dacă eu cred că mai pot și am zis că a, normal că mai pot, mi era ușor. Și atunci, în funcție de asta, am luat decizia de a continua. Mm. În 2008 a fost perioada în care am fost foarte dezamăgit că nici nu au ieșit Beijing. lucrurile. În 2008, da? Yeah. Uh, lucrurile uh, au luat așa o, o întorsătură, începând cu anul 2006. În anul 2006 eram foarte. Uh, foarte bun, atât la sol, cât și la ferituri. Aveam dificultate, aveam aveam tot ce trebuia. Și în uh, 2005 și 2006 am câștigat aproape tot ce uh, la toate competițiile la care am participat. În schimb, în 2007 am zis că uh, anul ciclul olimpic va fi al meu. Și în 2007 am avut parte de o accidentare. Am căzut în cap la, la europene, da? Și de acolo lucrurile nu s-au mai legat de niciun fel. Am fost numai din accidentări în accidentări, în... nu se legau lucrurile. Până în 2008, în 2008 am avut acolo, aș fi putut să să scot un rezultat frumos, dar cred că toate lucrurile astea, ale negative care au fost, Apropo, au făcut ca lucrurile să nu se întâmple. După 2008 am zis că ok, cam asta a fost, că uh -huh. se pare că nu mai, nu mai ține, nu mai merge, după care. A venit antrenorul care m-a ajutat pe mine în carieră, din Elveția a venit să antreneze în România și la rugămintea lui am spus ok, hai să, de ce să nu încercăm să lucrăm și la senior împreună, noi lucrasem împreună la juniori și hai să facem echipă și am făcut o echipă foarte bună, în 2009 deja ieșeam iarăși de campion mondial. Alături de el, și au mers lucrurile până în 2012, când în 2012 am fost lăsat acasă și nu am uh, putut participa la acele jocuri olimpice. Și atunci am hotărât că 32 de ani, câți ani aveam atunci. Deja depășit toate statisticile și deja foarte mulți din domeniul spuneau că sunt cam bătrân așa pentru pensionar, pensionar și așa și i-am crezut pe cuvânt la un moment dat după care la trei ani după mi-a venit așa un dor fantastic de de gimnastică de a mă mai lupta de acolo de, da, de competiții și am revenit și am fost singurul din echipă care s-a calificat la Jocul Olimpice de la chiar de la campionatele da, da. mondiale. <coughs> Ulterior a venit și Andrei Muntean pe parcurs, dar uh, și de acolo a venit Rio, unde am fost la egalitate pe locul 3. Uh, și am zis că, ok, la 36 de ani, cred că este suficient. După care am auzit că uh, va fi un campionat european în România prin... Primul și singurul campionat major, de altfel, organizat în România. Și am zis că n-am cum să ratez chestia asta, și am zis dacă tot merg mai departe, mai fac un ciclu olimpic. Și așa am ajuns la, și la Tokyo. 2017, Cluj napoca acest campionat european despre care vorbești, cum a fost, e o întrebare din partea celor de la Toyota, cum a fost să concurezi în sfârșit la o competiție majoră? În fața suporterilor. E o diferență? Se simte asta? A, a fost ceva unic, adică să, să cânte toată sala, să vibreze toată sala. Uh, atunci când s-a cântat timpul, când am fost pe prima poziție, prima treaptă podului. Au la sol. E, Da. Nu, e ceva de nedeschis în cuvinte. Uh, Majoritatea, de fapt, toate celelalte competiții majore le-am avut în afara țării. Și acolo mai veneau români să ne susțină, dar la nivelul câteva zeci, câteva sute. Or, adică n-ai cum să... n -ai cum să descrim cuvinte șase mii de oameni să deci câte cum te simți. imnul alături de tine. Și a mai fost o chestie. Aveam și 37 de ani în 2017 și într-adevăr... A fost cu atât mai greu să urc chiar și pe prima poziție Erau sportivi tineri Foarte, foarte buni Am avut șanță, Uite, Când e de șansă Se întâmplă Și -mi țin minte că am avut mare emoție Băi, dacă aici nu fac nimic E nasol M Am <laughs> continuat să fac gimnastică degeaba uite. Că... Și -mi țin minte că a fost greu în calificări M-am bucurat că am obținut calificarea, dar am zis, de, degeaba am obținut calificarea dacă nu cântă și Asta e. Și înainte să intru în finală, eram, stăteam mai mult atunci pe site-urile de socializare și am pus pe Facebook la mine, chiar înainte să intru, cu 5 minute înainte să intru în finală, am postat un filmuleț. A, ce drăguț ar fi astăzi să cânte imnul românii, uite, să intru în finală și să cântați imnul alături de mine, ia să vedem ce va fi și la un sfert de oră, o jumătate de oră după ce am concurat și s-a cântat timpul, a fost, am primit foarte multe mesaje pe acel filmuleț. A fost viral, milioane de vizualizări. Ai simțit-o pe asta. Da, a fost așa. Și o asumare. Că e greu să vorbești uh, despre unele lucruri care nu s-au întâmplat încă. Din totdeauna mi-a fost teamă să vorbesc de niște lucruri care nu s-au întâmplat. Mi-e ușor să vorbesc după ce s-au întâmplat. Cum a fost? Da, frumos, dar dinainte că o să câștig, că o să fac, că o să niciodată. da, să da, trebim, da am nu? impresia că... Da, nu știu. Că e posibil să mă bucur prea devreme și să nu se întâmple. Păi, ți s-a întâmplat de câte vor aia cu săriturile la Jocurile Olimpice și ai zis, lasă, până aici. Dar da. tu la Jocurile Europene, la, jocurile, la Campionatul European din Cluj, ai luat și un argint la sărituri. Adică ai fost din da. nou în formă aproape maximă acolo. Da, da. da. Ai și fost puțin bine. mi și și a doua de ori la, la sărituri. Exact, ca de obicei. Săriturile au fost iubirea ta care la un moment dat te-a părăsit, a revenit, a părăsit, a revenit, revenit dar iubirea ta, iubirea, iubirea vieții tale, practic. Um, și ai mers în continuare până la Tokyo, care trebuia să fie în 2020, s-au mai împins cu un an a, acolo și pandemia. Sau cam, sau că am uh, rupt așa, uh, s cam rupt ritmul, să zic așa, nu știu dacă doar pentru mine, dar cred că deja fiind și la o vârstă destul de mare pentru gimnastică, cred că anul ăla în plus și toată nebunia cu pandemia și cu alea m-au scos din rit total. Uh -huh. De deci ce asta a fost acolo? tu ai participat, ai văzut de treaba ta, locul 16, dacă nu mă știe la da, a da, fost. Da. Dacă era în 2020, era mai bine. Cumva? Sau așa simți. Cred tu? că da. Con con contează. Cred Un an în plus, la 17 ani nu contează, la 25 <coughs> nu contează. De la 30 încolo, un an în plus înseamnă poate 3 sau 5 la nivel de înaltă performanță. să uh, Vreau să intrăm un pic, un minut, două în povestea. că Ai, ai adus-o în discuție la un moment dat cu căderea de la Amsterdam, pentru că uh, țin minte, eram destul de mic atunci, mă rog, destul de mic, eram tânăr, încă tânăr, și țin minte momentul ăla în care tu ai făcut nu știu dacă era diagonală, nu chiar pia, latură iar, da, latura, da. așa și la final ai căzut pe cap, ai căzut cumva pe ceafă, pe spate, că no, mie, necunos... mie necunosc, cu... mie necunoscător mi s-a părut că așa e Doar că te-ai oprit imediat după. Da, ce ai simțit atunci? Doar cunoscătorii și au dat seama că mm. într adevăr a fost un impact și a fost un șoc acolo, un șoc care s-a resimțit pe întreaga coloană. Coloană? Ok pentru care mi-au mi morțit uh, uh, anumiți nervi de la uh, mâini și de la picioare. Wow, la un n-am okay. mai simțit mâinile și picioarele. A fost o comprimare a coloanei. Mm -hmm tu tot ai oprit imediat după exercițiul s-a terminat, ai salutat publicul și ai ieșit, dar știu că în aceeași zi sau... Am avut final la final sărituri, sărituri nu? Da, și ai participat. <laughs> Toată lumea a zicea, da, să mă opresc și am zis că mi-e ciudă că am făcut ata antrenamente și pregătire, <laughs> măcar la sărituri să... să, să da, era la fel, era amorțit sau așa ai făcut săriturile? Mm. Nu, nu -am din amorțeală, okay. numai că uh, se se întâmplase ceva la urechea internă, la echilibru. Deci nu aveam echilibru foarte. Am, foarte am avut toate bun. accidentările lumii, implicit la urechea internă, cumva. Da. Ok. Da. Și da, am greșit la în finala de la sorituri, dar am fost aproape să, să rup așa pronosticurile. Bun. Uh, nu o să te mai țin mult că știu că mai e treabă, așa e om ocupat, vezi, după, după ce te-ai lăsat de, de gimnastică, devii și mai ocupat decât erai înainte. Da, mă bucur că am o activitate. Foarte bine, da. Eu mă bucur că faci și că ai academia, să știi. Este un lucru minunat pentru că sportivii care încearcă să învețe pe oameni să se miște și apoi mai vedem, e deja înseamnă un mare lucru, un mare plus pentru România. Uh, revenind, am niște întrebări pentru tine, scurte, răspuns cu ce-ți vine primat în cap, în vreau să gândim prea mult. Da, uh, da dar e frumos o să vezi. Uite, unul, de ce gimnastică și nu alt sport? Că bănuiesc că ai mai avut. Uh, pentru că, da, tangență la, cu altele. Uh, karate nu mi-a plăcut. A fost al doilea sport care m-a atras. Nu știu. Și nu eu m-am dus către el, cineva a venit către mine cu. și mi-a plăcut. De ce gimnastică și nu Când am intrat în sala de gimnastică, mi s-a părut ca un loc imens de joacă pentru copii. Bureți, <laughs> în toate direcțiile, frânghii, chestii pe care puteai să te cațeri, te aruncai oricum vrei tu, în orice poziție și nu pățeai nimic, te lovei. Așa, Corect. de asta, gimnastica. Și dacă ar, dacă ar fi dacă n-ar fi existat gimnastica în viața ta, ce, la ce sport <coughs> ar fost bun Marian Drăgulescu? Păi cred că la sărituri în apă, pentru că și acolo au parte de anumite elemente din gimnastică, salturi și ruburi, uh, nu stiu, Bob. <laughs> Intra, <-aș> fi intrat mai <laughs> intrat în Bob. Da. Canotaj. Nu, no, nu. No. No. Ah, uh, canotaj, dacă vorbim de uh, cărmaci. Cărmaci, da. O plus solo, cu cărmaci. Nu face prea multă mișcare, dar îi țipă la. Ține ritm. Să... <laughs> Era mai ușor acolo, mai mai Acolo trebuie să ai grijă la ce mănânci, cum să te menții Trebuie deutat. să ai voce știi voce. să și când. Tu știi să Trebuie tre să și simți acolo. Am văzut că ai fost Vlad Țepeș de recent. Da, da. Nu știu Cu dacă ai fost. Ocazia de 1 decembrie. Exact. Nu m-a țepeș, n-ai fost în viața asta. <laughs> uh, așa, care este cel mai bun adversar împotriva căruia ai concurat? La sărituri și la sol. La sol de Fer Gervasio și Zucai, primul spaniol, al doilea un chinez. Ă아, și la ferituri ă, ă doi coreni și cine mai fă? Doi coreni. Aia, destul, e ok. Doi coreni, da. Cum crezi că te priveau oamenii ăștia pe tine? Ca pe un adversar de care le era frică sau ca pe un adversar pe care îl respectau? Sau ambele? <că> Cred că și și. Până să mă retrag în 2012, de am făcut pauza de trei ani de zile, în care gimnastica merge înainte. Adică, și când m-au văzut că m-am reîntors, mulți s-au uitat așa la mine un pic... Nu ca la un adversar, ci ca mai degrabă ca la un fost mai. A discutit. venit o șurică în exact. asta a fost. Așa cu, cu zâmbet, cu bucurie cu, da, da, până da, da. când am prezentat săritura și formă am devenit subit adversar de temut. Dar și respectat în același timp pentru că nu e ușor să faci anumite lucruri trebuie și curaj, este trebuie și o pregătire serioasă și o disciplină și cei care sunt în, în, în top știu că nu, nu, peste noapte se întâmplă lucrurile. Unde și când ai făcut exercițiul perfect? În Sărtura Drăgulescu la Atena. Acolo. 990. Mai, cel mai bun dublu costor, de cel mai bun Drăgulescu din viața mea acolo. <laughs> cel mai bun Drăgulescu. 2004 a fost cel mai bun an din cariera ta, la nivel de rezultate? Așa este. Da, da. Deși, tu în 2002, parcă ai luat Anului, nu? Da. Nu era, A, așa, nu știu, titlurile hai. astea de mass media dau în funcție de ce, de context, de. Bun. Uh, și acum, invers, întrebarea inversă. Un lucru sau o competiție, un exercițiu pe care vrea să-l Să nu fi fost, dar nu poți să să-l că asta e partea. Uh, e de Olimpiada din 2008. Sunt foarte dezamăgit, am fost atunci nici acum n-am nimic, nu știu, vreo amintire frumoasă de acolo. Am avut două șanse, Beijing. am ratat pe amândouă, am plecat și supărat, m-am și retras. Am înțeles. Deci dacă am putea să dăm timp înapoi, să fi înaintea Olimpiadei de la Beijing, ce-i face diferit? Nu știu, nu știu. E, e greu. E greu, știu că e greu. E greu. Am nu? și Ce întrebări greu. Face? Cred că aș încerca să uh, concurez fără teamă. Cred că mi-a fost uh, teamă de asta de eșec și fix asta s-a întâmplat. Ce înseamnă eșecul pentru Marian Drăgulescu? Uh, păi, încrederea uh, pe care și-o pun alții în mine... De multe ori asta cântări mai mult decât. Ați că se pare că îi dezamăgești? Sau da, ce? da, da, da. Ah, A cântări câteodată mai mult decât faptul că m-aș fi dezamăgit pe mine. Nu știu. Mă simt mult mai rău atunci când dezamăgesc pe altcineva decât dacă mă dezamăgesc eu pe mine toate că nu așa ar trebui să stea lucrurile, și oricum, în a, înaintând așa, am învățat să-mi să dau și mie importanță și să, să îmi pare rău și pentru mine. Să pese pentru... și de, de tine, exact. practic. Uh, gimnastica este un sport individual sau un sport de echipă? De echipă, total. De la colegi, antrenori, tot stafful care te susține, de la staff medical, tehnic, club, federație, comitet olimpic, ministerul de interne, toată lumea. Echipă. Uh, care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din gimnastică? Dacă trebuie să te gândești uh, la un moment. Uh, Cluj, 2017. Serios? Timnul, da. Wow! Când nu mă, nu așteptam. Zi, da, da. Foarte tare. Uh, un regret pe care l-ai sau altfel, un moment pe care l-ai schimba acum, te poți transfer, te reporta portal din timp și îi face o chestie mică, diferit și știi că ți-ar schimba cursul carierei. Nu m-am gândit niciodată la chestia asta și nu știu unde să mă duc și ce ai schimba, că am evoluat din acele greșeli, adică greșeli pe care dacă nu le-aș fi făcut, n-aș fi ajuns în anumite momente. A, deci în parte din evoluție. Da. Da, da. Deci inclusiv sertura Drăgulescu a pornit dintr-o nevoie mare. Deci eram la o graniță între a mă lăsa de gimnastică sau să găsesc o soluție să pot continua. Adică a fost tu... M-am luptat așa un pic cu, cu mine la nivel psihologic. În cât timp ți-a ieșit sertura Drăgulescu? Rapid. A fost chestie de decizie și de încredere că pot să o fac. În două luni de zile deja concuram cu ea. Eram puternic. Și tânăr. Doar, și tânăr. <gătări> Bine, ești tânăr și acum. Stai că noi suntem de aceeași vârstă vorbim S-au strâns moșii la masă. în alte De 40 plus. Noastre. Da. Uh, Marian, personalitatea pe care ai întâlnit-o în cariera ta și care te-a ajutat printr-un sfat? Uf, sau o vorbă bună, ceva? Personalitate? Te referi publică? Persoană publică da, sau... Da, un om. Îl ții minte, la el, la suflet, e acolo lângă tine. Cei mai apropiați sunt, dragi. Bine, nu, nu pot să zic cum, că fiecare a, a avut rolul lui. Aici mă gândesc la antrenorii cu care am lucrat, și sunt cel puțin trei. Este Nicușor Pascu este Dan Grecu și este Ștefan Gal. Cu cel din urmă, Ștefan Gal, m-am antrenat cel mai mult în toată perioada mea de, de performanță la seniorat. A, la nivel de personalitate, Nadia Comuneci e un, a, un model și a fost și este. mai să Zică, Uh, Gheorghe Hagi Nume mari Nume mari Am auzit că Apropo de mari zic că paranteza Am auzit că fiul său E foarte bun la gimnastică. Este genial Are Ce a avut urvică Și ce am eu Ce am avut eu La un loc Opa. Să dea Dumnezeu Să-l țină sănătos Deci avem calc calcumune Resărituri și sol De toate De toate, de toate? Deci, Copilul ăla e... Cât are? 12-13 ani ceva, nu? Uh, 11-12 Wow Bun îl aducem la interviu în câțiva ani, avem treabă. Da. Ce are gimnastica și n-are niciun alt sport? Sau Complexitate. Ce are... Da, ce are în plus, ce are special? Complexitate, lucru... Complexitate. O serie de exerciții unde ai nevoie de... De fiecare deget, încheietură, cot, umăr, genunchi, cleznă, spate. Cred că asta, e. adrenalină, curaj, iarăși, ai nevoie de o doză mare de curaj să te urci la înălțime, să faci salturi, să atrizezi tot în picioare, că la noi nu e apă sub la aterizare. Sau... Să îmburezi la antrenament maxim. antrenament, maxim. maxim da. Dar în competiții trebuie sunt serioase. Da, nu știu cum... Pentru mine e că un secret, un mister și așa cred că o să rămână, cum poate un om să învârte trei ori peste cap și să știe exact în ce poziție, în fiecare moment al... Uh, repetiție. Că ești, știi. Repetiție, 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 până când visezi. Apropo de vis. Mai visez noaptea că... Ești în competiție? Uh, rar. <coughs> rar. Și uh, îmi place postura. Uh, în care sunt aia. Acum, A, ok. Când văd uh, sportivii pe care îi antrenez, evolând și uh, uh, cucerind uh, medalii și performanță. Ai avut vreun idol sau vreun model în gimnastică? Pot să zic că da, și am învățat foarte mult, m-au inspirat foarte mult și am, am copiat multe lucruri de la, de la fiecare câte puțin, astfel încât să uh, mă dezvolt eu din ce în ce mai mult. Bun. Uh, care este cel mai frumos lucru pe care ți l-a spus cineva vreodată? E greu. Trecem la uh, întrebări. Uh. Mai sunt vreo cinci, atât. Uh, uh, uite, în ultima. În ultima perioadă, la, la Academie, sunt foarte mulți părinți și copii care ne, ne mulțumesc din suflet. Am avut și părinți care ne-au spus la finalul antrenamentului, Mulțumim, sunteți minunați. Și. Fintru, da, da, da. Sunt niște chestii care. Na, nu te aștepți, mai ales, ok, te știe lumea ca sportiv de performanță, dar ca, nu știu, antreprenor și să dezvolți un business la care lumea să fie atât de uh, mulțumită și fericită, chestia asta sunt satisfacții și, cum spuneam, avem abia un an de activitate și primim astfel de, de cuvinte frumoase, un sentiment plăcut. Uh, Preferi să scrii text sau să suni? Text sau telefon? Și și. În funcție de da. situații. Uh, care este cea mai mare realizare a vieții tale? <laughs> nu știu. <laughs> nu știu. Profesional, nu știu. Nu știu. Cred că profesional uh, palmaresul. Iar personal, nu știu. De 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 în momentul de față contează că am un echilibru, sunt fericit, uh, sunt alături de cineva care mă înțeleg și sunt foarte suntem foarte compatibili. Nu pot să pun degetul pe ceva, să zic Toate adunate. Da. Da. Omul Marian Drăgulescu e realizat Cred că uh, Cred că faptul că am ajuns uh, Într-o perioadă A vieții mele în care sunt Mult mai echilibrat decât eram Nu știu, când eram mai tânăr Când e sportiv De performanță, acum e sus Porni jos, iar e sus, iar e jos În tumul ăsta de multă energie, nu știi ce să faci cu ea, nu știi cum să gestionezi anumite nu știu, sentimente, emoții. Acum lucrurile s-au mai așezat și au, au prins un ritm. Apropo de asta, ce e mai greu, drumul spre vârf sau să te menții la vârf? Că întotdeauna e discuția asta. Voi o știți că noi nu știm, noi doar asistăm. Cred că în drumul spre vârf nu, nu realizez. Foarte bine. Abia când ai ajuns acolo, îți dai seama de tot ce presupune asta și munca devine mai conștientă, cred că. Uh -huh. Și mai asumată. Mai aplicată cumva. Da. Și și o responsabilitate mai mare. Dar am un două grele. N-ai cum să ajungi acolo dacă nu treci prin perioada aia de dinainte. Ce te ține treaz noaptea? Nimic. Perfect. Să doarme bine la Marian. Da, da. Uh, Și ultima întrebare. Uh, cum ai vrea să te țină minte oamenii? Uh, Cine este Marian Tregulez? Uh, nu știu. Un campion care promovează sportul în rândul oamenilor. De la copii până la uh, oameni mai în vârstă. Uh, și s-a întâmplat uh, și chestia asta, uh, practic, nu doar teoretic. În perioada în care uh, eram cu pandemia și nu aveam acces în sălile de antrenament, făceam pe Facebook antrenamente online, unde intrau oamenii și făceam împreună o, o mișcare uh, zilnică de 30 de minute, exerciții pentru toate categoriile de, de persoane. Marian, mulțumesc mult pentru timp. Mersi că ai fost aici să ne auzim cu bine. Deci, mă bucur că am venit la tine în, în, în podcast. Îți și ți mult succes și uh, să ai parte de oameni frumoși la, la podcastul tău. Campioni. Voi sunteți cei frumoși, că noi ți-am spus de pe margine. Fiecare uh, cu ce știe și uh, orice domeniu este greu atunci când vrei să devii cel mai bun. Mulțumesc! Cu drag